vin cu vești proaspete din Arabia Saudită, la un concurs de frumusețe între cămile. Nu râde, că acolo este și obiect de zestre și obiect de laudă. Și la un concurs de frumusețe între cămile, câteva cămile au fost descalificate. Pentru? Pentru că erau injectate cu botox. Nu știre cât se poate de adevărat. Adică au umblat la... prostul credeam că în cocoașa e apă, mă. Dar ele avea silicoane, auzi? Depinde cum privești. Băi, le-a pus în buziciu mulos. Ca să le împingă mai... Să le tragă fața aia, că avea fața căzută. Dar cum e la... Venea de departe. La noi în Europa, la toate concursurile de Miss, există suspiciunea că alea de pe primele trei locuri au făcut dragoste cu jurații. Bă, noi am fost în jurul la niște concursuri de Miss și putem să spunem că nu este adevărat. Adică... cel puțin în cazul meu. În Africa de Sud lucrează foarte multe fete. Iar despre Africa de Sud, Dănuțe. Lucrează foarte mult. Păi n-am zis, bă, că ăla Tuciuriu e ăla de merge o singură dată într-un loc și povestește un an de zile. Explic oamenilor. Mi-ai luat și chestia asta, bă, păi Dănuțule. Povestește totuși, zi așa, în Africa de Sud. Păi nu, mă, dar n-ai zis că mă duc o singură dată până aici, peste gar, la Albița. Și povestesc 100 de ani. Iar Africa de Sud, a treia săptămână, ce tot vrei să iei de acolo? Să nu spui că Africa de Sud e în Africa de Nord, că mor aici de... Să vorbesc cu telespectatorii care pot să viziteze. Mulți ospătari și lucrători în Horeca sunt din Zimbabwe. Din Zim, cum se zice în zonă. Și am încercat și eu o glumă, cum mai glumești cu ospătarii când ești la o degustare de vin și ai trecut de-a noua sticlă. Am încercat o glumă cu mamă, era o frumusețe, o ospătăriță incredibilă. Și am încercat o glumă, ne-a întrebat ce fac niște români în zona lor. Și am zis că îmi caut nevastă și am întrebat, ai 25 de vaci? Vagabonde de la Lupeni! Și eu prost, dacă știam, să mi-a dat numărul lui Tasu. De cât e o vacă, mă? Cât costă o vacă? Vreo 40 de milioane, nu? Mai mult de 40 de milioane? Mi-a dat numărul lui Tasu. Mamă, 20 de vaci, îți plăteam că dacă mă întorc în țară. În Zimbabwe, te văd însurat. Mamă, dar cum era? Da, în Rwanda. Da. Centrafricana, acolo, ți-ar sta bine. Nici n-a ieșit în evidență. A zis că dacă am 25 de vaci, nici nu contează cum țin în brațe. Așa că nu mă enerva. Nu mai fi rău cu mine, Răzvane, că mi-a scris doamna de la Octagon, care te-a plimbat pe munți tot weekendul. Vrei să vezi? Mi-a trimis un print screen că te-a căutat. Azi noapte ne-a căutat pe YouTube să vadă ceva din emisiune. Și fii atent. Mi-a trimis un print screen cu tine îmbrăcat cum ai venit luni. Și ea zice: Monday morning, Răzvan is still wearing the same clothes? Nu știa că era un moment din emisiune, da, că trebuie să sugerez că vii de la ski. Da. Da, dar de ce ai avea tu numărul ei? Că ți-a trimis pe WhatsApp, nu ți-a trimis pe... Păi pentru că este numărul 2 în companie și a zis I'm happy to work with you again, you great person. Hai de clape! Săraca, ești gelos? Ea. Of, Doamne! Plus că are fică de măritat, 19 ani. A zis... Vorba lui Oprișan, dacă nu-ți pică fisa măcar... Foarte bună expresia asta, la Oprișan. Lasă naibii, craci jos! N-auzi că șansele să se însoare sunt în Zimbabwe? În Zim! 4 vaci mai îmi trebuie. Ducă-se! Sau la Dortmund! Ducă-se! Liberales! La Dortmund! Acum mâncăm, acum îmbrăcăm, acum plecăm, acum pupăm! Gata, pupat în zi! Roiu! Raus! Bă, cum ai putut să stai, mă, atâția ani, mă, în Kölnul ăla, bă, băiatule, băi? Da, dar acolo este cu totul altă... Mă, lasă-mă, bă, e doi pași de dorm în Kölnul. Da, știi că, nu, cea mai corectă germană se vorbește în Hannover. Acolo se vorbește germana acolo gramaticală. Acolo să mă duc, acolo și, când te strigă, zici că te bate. Ra-ta-ta-ta-ta-ta!